Știți deja, băieții trebuie să facă ceva de mâncare. Băieții trebuie să facă ceva de mâncare la alegere. Băieții însemnă voi doi. Bineînțeles, Cristian și Mihai. M-am schimbat și voi. Mi-a plăcut că erați făcut pastele alea. Să mor doi, mi-a plăcut. Da, aproape au fost bune. Hai mă că au fost. Da, mă, practic ai lins farfuria, ca ce mai spun? Am fentat foamea, vrei să te minți? Bă, măcar că am păcălit foamea. Da, da. Hai să încercăm și altceva din meniu, de acolo ia citiți meniu. Păi, propuneți, ce vreți să facem? Hai, bă, fii atent. Nu, fii atent, hai să facem o salată de fructe. Hai de mult, hai să facem un platou frumos, așa, un platou haiducesc. Pii de dulceață. Am pus da, mă, da, e bine, pii, uite, să ne de exemplu, săptămâna asta când am fost eu lider, v-ați înțeles bine cu toții? S-a, gen ca și grup, așa, dar am înțeles bine cu toții când am fost eu lider? Mișto. Da, dar nu că ai fost tu neapărat lider, am înțeles că am înțeles tu. Doar că am fost ziua ta, norocul tău, dar în rest nu. Poate puteam să... Vezi, v-am pregătit o săptămână de... În săptămâna în care am fost lider, ați avut o săptămână relaxantă aici în casă. Nu au fost... Păi nu contează. A fost? Dar oricum, nu, oricum ne-am înțeles bine, bro, și eu cred că el încă doarme. Nu te-ai trezit? Ba da, m-am trezit, dar vreau să zic. A fost o săptămână frumoasă? Foarte frumoasă. Eu oricum am să țin minte data de 13 aprilie. La mine săptămâna asta nu va mai fi așa frumoasă, că eu nu mai am camera roșie. Am și primit sărut. Ei, dar bă, săptămâna viitoare nu mai e camera roșie. Săptămâna viitoare nu mai am? Da. Săptămâna viitoare. Mai până săptămâna viitoare. Oricum s-au terminat camerele. Ca idee. Nu știu. Nu știu. Pentru că liderul poate să mai propună. Corect, corect. Păi și eu pot să mai propun, dar tu nu poți să mai primești. Păi nu, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Adică astăzi? Poate, poate. Sunt curios ce să mai facem asta. De ce de... Mâncare. Cum a fost camera ta roșie băgată? Mă interesează ce facem astăzi. Mișto. Ne dea drumul la conversații cu fetele. Mișto, adică... Am eu o propunere de joc. Bă, dar noi n-am jucat încă la am frate fetele, și la cel mai top, bă. Joc de cunoaștere care? Am frate și n-am jucat. Cu fetele, de cu fetele, normal, nu doar noi. Da, nu ori, noi aici. Deci vreau să vorbesc mai târziu. Eu n-am, vorbesc că eu n-am, fiind liber, și vorbesc cu producția să ne facă conexiunea cu fetele sau să ne lasă în camera fetelor, în casa fetelor. Vreau să ne jucăm am cu ele, știi? Da. Am mai mișto trece timpul când suntem în casa fetelor. Cum? Dar fii atent, vreau să jucăm am-nam, dar bă, dar fii sincer, mi-e ușor echipă bucătării mai mare aici. Chiar dacă ești cu Iolanda și n-am intrat la ele în eu vorbesc cu Kinga sau Cristi cu Ștefania, vreau să ne aranjăm la jocul ăsta am-nam, în așa fel încât eu să... Eu nu vorbesc cu Ștefania. Știi? De exemplu, stau eu, Ștefania, tu, Mihai, Kinga, înțelegi, să nu stăm unii lângă alții și să ne jucăm gen, să ne cunoaștem, să vedem care... Foarte bine, da? Trebuie de 15 minute să ne jucăm am-nam. Mai votai? Foarte bine. N-am vrut. Pa. Foarte bine. Mai ce să vină el la Bogotă. Nu mai nu s-a ținut ulei. Cred eu, mă. Nu faci pe inabordabil. Nu? Da? Da, mă, faci pe inabordabil. Să fie și el hardul gen. Iar am toate șansele. Să vină și ea spre mine. Degeaba mă duc eu numai spre ea. De ce? Dacă vrea bine, dacă nu. Acolo. Așa. Aș putea să-l văd un minuțel pe Radu, vă rog? Mai zic pentru ceva. Că mi-e dor de el, explică-i camerei. Da, mi-e foarte dor de Radu și aș vrea să-l văd puțin, vă rog. Da, am spus că nu. Mai târziu. Vă mulțumesc. Poate vă răzgândiți. Nu o să se răzgândească. Mă, poate mai sunt surprins. A, dar stai că dacă astăzi e cina, tu o să te vezi cu Radu. Nu, azi cina. Mâine e cina. Mâine? Mâine. Da? Azi, mâine, ce mai contează? Am uitat. E pe aproape. Da. Așteaptă și tu un pic, că tu, fată, să fie dor de el, ai avut două... o oră, cred, plus camera roșie. Da. Rad. Și ești când am mers acolo, vai, la piscină. Uitați-mă când mai ești. Alea. Vă-s frumos. Vedeți de acum cine pleacă în cameră la băieți să vină la timp. Da. Nu că aș vrea eu să dau pedepse, dar cred că la un moment dat mi-ar zice gen... Ce fel de lider ești tu? Tu nu dai pedepse? Și ce o să pățească Kinga? Nu mai văd săptămâna să te vezi cu Radu. Și mai bine îți dau eu una decât să-ți dea doamna Andreea. Da. Că deja am văzut cum dă ea pedepsele. O pui pe Kinga, cred că pedeapsă, să spele vasele toate. Da. No. Asta cred că e oricum o pedeapsă foarte grea, să știi, din punct de vedere al frigului. Fetelor, când o să avem eliminarea, voi v-ați gândit pe cine să eliminați? Sau, de fapt, nu să eliminați. Să puneți șeful casei, pardon. Ah, scuze, m-a luat valut. Șeful casei, gândit, da. Liderul gen, nu? Liderul, da. Eu nu susțin părerea de la început. O să-mi susțin. Vedem cum e și săptămâna asta, deși a început foarte eu bine. Eu chiar sunt curioasă să văd, că bănuiesc că am putea să facem o treabă de asta, știi? Să vedem cum a fost și Radu ca lider. Să votăm pe cineva...
să zic că săptămâna a început bine. Cum ai fost tu? Da, 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 doar să zic că a zis din prima. Eu am împărtășit toate astea. Ăla face aia, ăla face aia, ăla face aia, ăla face aia, ăla face... Oh. Dar oricum, păi dacă mi-ar zice asta... cineva să fiu acum, Lari, Dori, voi doar pe bucătărie. Dar păi, știi ciudat, ce? Au, știți ce ați fi mâncat voi dacă eram noi două? Da. Omletică toată ziua și gumiță din când în când. Dacă ăla-i desertul. Sau nu, clătită. Da, da. Cred că săptămâna asta la băieți a fost Mihai. Au fost cu... pedepsiți, dar n-a fost pedepsiți că le-a dat. Cu Cristi. Să gătească. Au! Ce mă frige? Mă curentează. Hai că mergea cu un pic de vin. Am energie în mine. Am vibe-uri în mine. Ai vibe-uri? Da. Ești top. N-am și eu ceva să mă șterg. Este mă prosop. Ba da, bă, uite, sunt prosop. Păi n-are blugi. A, palmiuiță. Ia, mă, ia răzătoarea. Vreți și cașcaval? Nu, mă, nu. Cum lasă să mănânci o cașcaval? Poate vreau, uite, poate vreau să-mi pun de la rasă, așa, știi, pe rasă. Păi asta, mă, dacă vrei să o rabi. Diana-i răspuns. Wow! No, serios? Ce răgăt! Ce răgăt! Ok. Hai, mergi să-ți mănânc eu mâncarea, du-te, Ștefi. Pusii cu păpă. Pa, fetelor! Doar două fete? Sau trei. Toate? Trei. Patru. Cinci toate. Deși restul ceva, rămas amanet. Show yourself! Hello! Ce faceți bune mâncare? Noi am făcut deja, dar n-am apucat să mâncăm. Bună, bună! Nici noi n-am apucat să mâncăm. Nici noi nu mai apucăm. Ai pus una pe fără. Ia uite-o la roz. Mi-am fost chemate. Bună. Da. Deci chiar mare greșeală faci. Băi, nu știu, să știți că noi nu v-am chemat. Ce răi sunteți. Ce noi nu v-am chemat. Bună, nu vroiați acum? Se vreau să cu... Bine, mă ajut pe două de sutrăcită și vă dau la tot. Sutrăceala mea. Bine venite. Ce? Sutrăcită și vă dau la tot sutrăceala mea, dacă vă dau. Acum e... Că faci pentru ea, da. Să ne pupăm. Pusiclim, pusichet, pusiclim. Și ce faceți voi? Noi încercăm să mâncăm și uite cum mai am lanțe apole.